și toată viața noastră. Totdeauna, acum și pururea și în veci.
și veci dor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Zice cineva, voi probabil că atunci a terminat Dumnezeu de creat lumea și a început lumea să funcționeze, să existe. Nu este așa. Luna întâi a existenței Universului este luna martie, potrivit Bibliei, potrivit Sfintei Scripturii. În luna martie a terminat Dumnezeu de zidit lumea și cu luna martie, primăvara, adică când se deschide natura, după aceasta amorțeala iernii, când începe natura din nou să se deschide la viață, atunci a dat Dumnezeu startul lumii acesteia. Luna septembrie, pe care noi o considerăm acum în biserica noastră începutul anului bisericesc, este luna a șaptea. Așa este prezentată în Sfânta Scriptură, ca fiind luna a șaptea, de la martie încoace. De ce am pus anul bisericesc în această lună a șaptea, adică în septembrie? Am pus-o pentru că acum a fost restartată lumea. A fost recreată lumea.
7-a, în septembrie, s-a încheiat potopul și corabia lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat. Și lumea a început iarăși să existe prin Noe, feciorii și fetele lui. Lumea a început din nou să fie. Tot acum, în luna septembrie, Dumnezeu a dat poporului Său ales legea Vechiului Testament, după care să se călăuzească în viața sa. I-a dat existența aceasta spirituală, adică prin lege. Tot în luna aceasta, septembrie, se spune că au început evreii să-și construiască cortul mărturiei, premergătorul templului lui Solomon și al bisericii noastre de astăzi. Tot acum, în luna septembrie, intra arhiereul o singură dată pe an în Sfântul Altar să aducă jertfă lui Dumnezeu. Tot acum, în luna septembrie, a ieșit Mântuitorul Iisus Hristos la propovăduire, când a împlinit vârsta de 30 de ani. La evrei nu se putea mai înainte de vârsta aceasta omului adult să iasă cineva în public. Acum a ieșit Hristos, a venit în sinagoga Vechiului Testament, a luat Sfânta Scriptură și a citit de la profetul Isaia prorocia despre sine, unde spune că iată Duhul Domnului peste mine ca să vestesc oamenilor mântuirea și anul cel bine plăcut lui. De aceea Sfinții Părinți au rânduit acum, în luna septembrie, sărbătoarea Maicii Domnului, a nașterii ei. Și observați că prin închidere anul se duce în luna august și se închide cu cealaltă sărbătoare de final a Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului. De ce? Pentru că prin Maica Domnului a venit mântuirea noastră. Prin cea care l-a născut pe Mântuitorul nostru, Hristos Dumnezeu. Iar nașterea Maicii Domnului pe care o prezumim astăzi a fost așa. Erau doi bătrâni, Ioachim și Ana, trăiau în cetatea Nazaret din Palestina de astăzi, de fapt din statul Israel. Erau foarte credincioși, drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar erau necăjiți, sufereau. Pentru că, deși ajunseseră la bătrânețe, Dumnezeu nu le-a dăruit și lor un copil. Iar în vremea aceea și mentalitatea oamenilor era că cine nu are copil, degeaba a viețuit. Degeaba s-a căsătorit. Binecuvântarea Domnului nu s-a revărsat asupra casei lui. Așa era mentalitatea vremii. Pentru aceasta, bătrânii Ioachim și Ana sufereau. Și deși s-au rugat lui Dumnezeu toată viața, nu au dobândit până astăzi rod căsătoriei lor. S-a întâmplat că au venit la o sărbătoare ca aceasta la biserică și au îndrăznit, deși nu se făcea, nu se obișnuia, au îndrăznit să vină să aducă și ei jertfă la altar după obiceiul evreilor. Și au fost respinși, au fost alungați.
Li s-a spus, bine, dar nu știți că nu se cade ca cei care n-au fost binecuvântați de Domnul sau asupra casei cărora stăruie acest blestem al nerodirii. Nu știți că nu se cade să vină și să aducă jertfă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu primește jertfa acelora. Așa era credința oamenilor atunci. Și-au plecat supărați Ioachim și Ana de la biserică, pentru că au fost respinși. Și pe drum, bătrânul Ioachim i-a zis soției sale, pe mine nu mă mai îndeamnă inima să mai merg acasă. Mă voi urca în munte și atâta mă voi ruga lui Dumnezeu până când va asculta rugăciunea noastră. Să ne dăruiască și nouă un copil, ca să nu mai fim iată respinși de la biserică, de la Sfânta Jertfă. A plecat Ioachim și s-a rugat în munte. Femeia lui a mers acasă, Ana, și s-a rugat în grădină de asemenea, ca Dumnezeu să le binecuvinteze căsătoria cu un prunc. Și rugându-se ei, li s-a arătat Îngerul Domnului, întâi lui Ioachim în munte, apoi Anei în grădină, și le-a vestit că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Vor naște în sfârșit un copil, o fetiță, căreia a spus Îngerul să-i puneți numele Maria, care înseamnă împărăteasă în limba ebraică. Aceasta va naște pe Mântuitorul Lumii. Nu știu ce au înțeles din aceasta bătrânii Ioachimiana, dar au înțeles că vor avea un copil. La 9 luni de zile li s-a născut Maria. I-au pus acest nume rostit de înger. Au încredințat-o templului din Ierusalim, bisericii, așa cum promiseseră lui Dumnezeu, că dacă vor avea un copil, îl vor închina lui. Și a crescut Maria în biserică. Era această rânduială la evrei, ca la templu să poată fi crescute fete în curățenie, văduve care de asemenea petreceau în curățenie și aveau grijă de toate cele necesare templului, alături de bărbații consacrați, de nazireii Vechiului Testament, așa îi întâlnim cu numele, bărbații aceia de asemenea consacrați pentru slujire curată la templul din Ierusalim. Aici a crescut și Maica Domnului, până când a avut bună vestire. Până când Dumnezeu din Arhanghel i-a vestit Gabriel că ea dintre toate fecioarele, dintre toate fetele crescute la templu în Sfințenie, ea a fost aleasă să zămislească în pântecele ei pe Mântuitorul Hristos. Aceasta este, dragii mei, pe scurt, istoria sărbătorii de astăzi. Nașterea Maicii Domnului, care, iată, deschide, prin sărbătoarea aceasta, anul nou bisericesc. Și îl închide, cum am spus, prin adormirea ei. Maica Domnului, care este nouă creștinilor, la mare evlavie, spre sfinteala celor care nu sunt ortodoxi și pe care i-ați auzit spunând, de ce exagerați voi creștinii cu Maica Domnului? Dumnezeu este important. Nu Sfinții. Nu Maica Domnului. Chiar așa, dragii mei. De ce acordăm atâta atenție, atâta cinstire, atâta venerație Maicii lui Dumnezeu?
Păi haideți să spunem că, în primul rând, acesta este un lucru firesc. Se întâmplă în mod uzual în viața noastră. Nu acordăm noi o cinste specială mamelor unor personalități, mama domnului primar. Nu e orice femeie din sat, nu? Este mama domnului primar. Mama domnului președinte. Mama domnului ministru sau domnului director. A șefului meu la serviciu. Este o mamă specială. Mamelor prietenilor noștri nu le acordăm o anumită cinstire? Dar mamei adoptate, mă refer la cea prin căsătorie, când vă căsătoriți și vă mai alegeți cu încă o mamă, îi ziceți mama, nu-i așa? Mamei soțului dumneavoastră sau soției dumneavoastră, îi ziceți mamă, deși nu este mamă, dar îi ziceți mamă cu plăcere, de dragul partenerului de viață pe care îl iubiți. Cum să nu-i zicem mamă și să nu-i dăruim o cinstire specială celei care a fost aleasă de Dumnezeu? Singura vrednică să nască din pântecele ei pe Mântuitorul Hristos ca om. Nu exagerăm cu nimic. Un pic exagerează catolicii în privința Maicii Domnului când vorbesc de Imaculata Concepție. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, spun ei, că Maica Domnului s-ar fi născut fără de păcat strămoșesc. Noi ortodoxi însă nu. Părinții răsăriteni ne-au învățat că Maica Domnului s-a născut în mod firesc, ca orice muritor, cu păcatul acesta strămoșesc cu care ne naștem fiecare dintre noi. Dar prin pogorârea Duhului Sfânt în pântecele ei, prin zămislirea Fiului lui Dumnezeu întrupat Maicii Domnului, i s-a șters păcatul acesta strămoșesc. Și mai mult, niciodată nu a săvârșit niciun păcat. De mică a dus viața aceasta de sfințenie la biserică. În Sfânta Sfintelor citim în istoria bisericii. Acolo era hrănită de îngeri. În Sfânta Sfintelor, unde am spus că nu intra decât arhiereul o dată pe an ca să aducă jertfă, ea era hrănită în mod curent de către îngerii lui Dumnezeu. Aleasă de mică pentru a fi prea sfânta, prea curată și pururea Fecioara Maria. Ea este cea despre care Sfinții Părinți ne învață a fi împărăteasa îngerilor și împărăteasa noastră a oamenilor. Maica lui Dumnezeu, pe care o vedem în icoana numită de Isis, alături de Fiul ei, în dreapta Fiului ei, ca cea mai sfântă dintre femei, și pe urmă Sfântul Ioan Botezătorul, ca cel mai sfânt dintre bărbați. Nu există rugăciune în biserica noastră să nu facă referire și la Maica lui Dumnezeu. Cea care îi stă alături și care poate cu inimă de mamă să intervină la Fiul ei pentru rugăciunea mea sau a ta și a oricăruia dintre noi. Sfinții Părinți ne-au vorbit despre strălucirea ei, despre frumusețea ei, despre sfințenia ei, că este mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Și-au cântat-o totdeauna în irmoasele, în canoanele, în cântările lor și-au făcut referire la sfințenia vieții lor, vieții ei. Despre un astfel de părinte care
să le se îndeletnicea adeseori cu scrierea canoanelor sfinte, a rugăciunilor sfinte cu privire la Maica Domnului și nutrea o evlavie specială față de Maica lui Dumnezeu. Am citit că simțind sfințenia Maicii Preasfinte, frumusețea ei spirituală, înălțimea la care a situat-o Fiul ei în Împărăția Cerurilor, s-a rugat Preasfintei Maicii lui Dumnezeu să îi se arate și lui în chip văzut, ca să vadă și el strălucirea și frumusețea slavei ei. Și atâta s-a rugat și a insistat la Maica Domnului, până când aceasta i-a ascultat rugăciunea și l-a trimis pe un înger să-i spună, iată, Maica Preacurată a auzit rugăciunea ta și s-a hotărât să ți se arate. Iată, duminică, la utrenie, ți se va arăta într-o strălucire a slavei sale. Dar din cauza strălucirei slavei ei, să știi că văzându-o, vei rămâne orb. Nu vei mai putea vedea cu ochii aceștia trupești după ce ai văzut strălucirea slavei sale. Și a zis, nu mă tem. Numai să mi se arate. Nu mă tem că voi rămâne orb. Să mi se arate și să mă bucur de frumusețea slavei ei. Și duminica la utrenie a apărut Maica Domnului în toată strălucirea și frumusețea ei dumnezeiască. Dar s-a temut Părintele nostru, pentru că s-a gândit, om fiind, ce voi face după aceea dacă voi rămâne orb? Cum voi mai continua să scriu? Sau cum voi mai putea trăi în viața aceasta fără vedere? Și atunci, când a apărut Maica Domnului, a privit-o doar cu un ochi. Pe celălalt l-a închis. A privit-o și s-a bucurat de frumusețea Dumnezeirii ei. Și atâta s-a minunat de strălucirea ei, încât s-a gândit la un moment dat, merită să rămân orb, mai bine deschid și celălalt ochi. Dar când a gândit așa, Maica Domnului a dispărut. S-a înălțat la cer și el a rămas într-adevăr orb de ochiul cu care o privise. A trecut o vreme și s-a tot gândit, ce netrebnic am fost. Să mă gândesc la mine în loc să mă bucur de strălucirea slavei Maicii Celei Preacurate. Trebuia să deschid și celălalt ochi de la început și să mă bucur de slava ei. Și zicând acestea, a început să se roage din nou Preacuratei Fecioarei Maria să îi se mai arate odată, pentru că o va primi și cu ochiul celălalt. Nu contează că va rămâne pentru totdeauna orb. Și insistând el, prin rugăciune curată, i s-a arătat din nou îngerul și a zis, Maica Domnului ți-a ascultat din nou rugăciunea. O să ți se arate iarăși. Bagă de seamă însă că îți vei pierde și celălalt ochi. Și acesta a zis, sunt gata să renunț și la mâini, și la picioare, și la orice mădular din trupul meu. Numai să mă mai bucur odată de frumusețea și sfințenia Maicii lui Dumnezeu. I s-a arătat Maica Domnului și l-a privit cu curaj. A privit-o cu curaj preotul și ce credeți, dragii mei, pentru credința lui, pentru dragostea lui,
pentru jertfa Lui, pentru că a fost gata să vorbească de dragul Maicii Domnului. Nu numai că nu și-a pierdut vederea și ochiul Lui sănătos, dar a început să vadă și cu Cel care orbise. Aceasta a fost răsplata pentru dorința Lui curată și sfântă de a o vedea pe Maica Lui Dumnezeu. Să ne dorim și noi aceasta, dragii mei. Nu cu ochii aceștia trupești, că nu suntem vrednici. Să o vedem cu inima, cu sufletul nostru. Să o simțim cu adevărat că este Mama Lui Dumnezeu. Că este prea sfânta, prea curată și pururea Fecioara Maria. Care așa cum a ascultat Părintelui rugăciunea aceasta, ne poate asculta și rugăciunile noastre. Ba mai mult când a văzut că acesta este gata să-și jertfească de plină vedere. Nu numai că nu i-a luat vederea, ci i-a dăruit vederea. Vederea aceasta spirituală pe care ne-o dorim cu toții. Să vedem ceea ce nu văd necredincioșii. Ceea ce nu văd cei care spun, ce mai ca Domnului, ce Sfinț, atâta Dumnezeu, El este. Nu se poate să desconsiderăm pe Cel care i-a fost Mamă Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să ne rugăm ei, să o pomenim deopotrivă în rugăciunile noastre și ne va asculta, ne va binecuvânta viața, ne va rândui și nouă toate cele de folos. Amin. Thank you.